Toți suntem în Ucraina, aici în zona Bucovinii, deci regiunea Cernăuți, raionul Cliboca și în satul Priscaren, aici la o soră, sora noastră care are 91 de ani și 4 luni. Slava Domnului, ne bucurăm de așa o vârstă, așa o soră care e în credință și cu Hristos. Și acum ea să ne povestească un pic despre dânsa, cine e și cum a trecut prin greutăți și Domnul a fost cu dânsa. Mă numesc Victoria și trăiesc aici în sat, în familie. Familia cum e la voi? Numele de fapt? Cojocar. Așa, Cojocar Victoria. Înainte de pace, sunt la Govestrene, în 51, în anul 51, sunt la Govestrene. Au zis la ușă și-au batut la ușă și-au zis și dau drumul și-am dat drumul. M-a intrat soldat în casă și-au zis și dau pașaportul. Și eu i-am dat pașaportul. El l-a pus în buzunar și-a spus că hai cu noi. Dar eu zic, cum și mă duc cu voi? Bărbatul e în pat? Cum și mă duc? La ce unii? El spune la tata mea. M-a luat. M-am suit în mașină, încep în drum. M-am suit în mașină sus, în coșul mașinii, mai era soldat. Și venim pe drum, era drumul spre Caraciu. Vii, o rătășit drumul, în loc și vii în coace la tata, s-a dus până la Caraciu. Dar eu m-am strecat urmă. Adică în satul vecin, da. Aici. Da, știu. Și eu întors mașina și m-am dus la tata. Și când am ajuns la tata, la tata armată, roată pe lângă casă, și m-am dus la tata, tata a zis, băi, bine că ai venit, în anume, zice, Miradică. Unii tata cu Miradică, Miradică. Da, gata. Mai avem o soră și de ea, încă trăiește soră. Da? Da, nu mai da, da. Dar pe îndată. Dar cum așa au făcut ei că v-au dus la tata voastră, la tata vostru? Din ce cauză? Că ne-au dus la tata pentru că tata era, noi eram din numele de tati, cu 2 ani înainte era deportarea făcută. Ca și ne iei. Aha. Dar eram în familia tati, eram aditată cu omul de-o parte, trăiam în casă la sora. Mm-hmm. Și eu spus că pe dânsul, pe dânsul nu-i trebuie, pe mine trebuie. Ah, tata vostru era deja în vârstă, era... Da, da, bătrân, dar în vârstă. Da, da, ieta atunci aveți, cred că aveți câți ani aveți? Eu din 96 în 49 m-am căsătorit. Aha. Și în 51 vă radicat. Da. Nu am ce la cât. Așa, ales anul sub 30 de ani. Da, da, da. Și pe dânsul nu l-a luat. Iar pe mine când m-a scos din casă, el, omul simplu, a ieșit să plinde bordul mașinii ca să sui și el în mașină. Și am soldat așa, cu armă așa i-a dat și simplu. Și nu l-a prins. Zici tu nu ești rus. Și m-a venit, m-a scris pe numele tate. Aha. Era pe numele tate, era Trășuc, dar pe omul, numele omul, în Cojocare. De asta și v-a dus la tata vostru? Da, și v-a dus la tata. Da, pentru că de tata erați căsătorit aici? Aici. În Proschia, dar v-a dus în... Aici, tot în sat. Adică tot, dar la tata vostru v-a dus pentru că... Da. Din cauza numele de familie, deci, da. Înțeles. Dacă și mă spun, la două în sat, era un om, Trașul Vasile, al lui Ilie. Și prin despre asta. Și pe tatuca, îi chema Trașul Vasile, al lui Ion. Așa. Și așa era milionist, nu mergea la armată. A, adică cum ar fi Marte Nehova, care nu... Da, și prima leasă din sat, și așa s-a plătit și ne-a dat pe noi. Trășim pasările. Și așa era Ilie, deci. Și așa era o rămas. Și pe noi nu-i luat. Dar cum a fost cu 33, că
vine zemea. Unii se iasă din... Din familie, da. Da. Unii vor fi, zice, când vrea să vă scoate din casă să nu plângeți. Da. Că nu vă vor lua pământul să nu plângeți, dar când vă și scoase din casă, și să nu vă uitați în urmă. Așa au fost. În 33 au avut bunicul cuvânt, așa. Deci asta au fost prorocii, au fost prorocii, da, în fază de lucrare. Înainte, despre ieșirea, radicarea voastră. Da, da, așa. Dar din ceva au venit? Așa, cu Dorma, Doru, trebuie să împlinească asta, da. Așa. Și, ok, atunci spuneți mai departe, în continuare, un pic mai departe, cum s-au derulat lucrurile. Cum v-au dus și... Nu au dus. Ne-am încălcat dimineața ce eram dus de ziua, încă o soră de-a noastră și de la și de eu să-i ghiți, fătița. Și nu era acasă și el, eu copilă lui. Și s-a dus tata cu mașină cu medicinal, pe și de el și s-a dus copilă. Și așa nu și-a răsărit soarele. Și ne-am încălcat toți mașini și ne-a dus până Iscani. La Rujen. Da, la gare și ne-am băgat în vagon și ăsta s-a dat la tampon, vagonul cu el, până la ora 2 de nazi, vagonul gata era încărcat cu lumii, mai multe părți. În diferite locuri, da, la Bucovina, au fost încărcat și dus. Da, așa, dus la, da, dus la, da, la Siberia. Da, din, era din Zacarpate, era la Putila, din Virnița, din Caratup Ceremuș, din... Adică din diferite zone a Ucrainei. Da, 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 da. Deci din Ucraina divers, deci asta eu spune. Mult, mult atunci. Șase ani. O distanță, la vagonul 3, vagonul 5, vagonul 8, au ales oameni că au tot trebuit la lucru, la datator, așa, și ne-au dus acolo și ne-au lăsat. Când ne-am trezit dimineața, ușa deschisă, vagonului, nu-i nimeni, afară o mărt, plin, aici s-a samanat specla, aveam și ieșim la colhoz, la samanat specla. Primăvara era acumulată. Da. În care lumea? Paști, în april, cred că, da? Da. În april. Dar acolo au mărt? Acolo au mărt mare și ușa deschisă la vagon și nu era lui. Și apoi au venit de pe deală, că am mărat la vora, 11, așa, facem unul, au venit să nu ai mare, așa, din butușe. Și așa au pot. Adică oameni care au fost în închiși sau care au trăit în baraca, așa? Da, da, da. Cândva. Și voi ați dus și voi duci acolo. Și au pregătit câte oameni au trecut peste apă, peste apă ciura. Apa largă, așa, că a venit și până în Cuca, până în Cibien, la... Adică la câțiva, de câțiva kilometri, așa? De lat. De, așa un râu trecea de acolo, da? Da, ciura. Cel mai mare râu. Am înțeles. Da. Vaporile în bate de la... Aha. Da. Și acolo ne-au dus și ne-au lăsat acolo. Și apoi eu venit la teatru și la... Șeful și-a luat. Care era la cum s-a chema. Au venit la noi și cu lipsa tuca Gerdroște Sfinții, pentru că s-a scris, s-a izcălească. Aha. Dar după deci și-o dată, deși nu. Dar de ce cauză și v-a izcălit? Adică că... Aveam
trăit aici, am dus până la moarte. Și nimeni de acolo nu vine în poașe la noi, nici de acolo n-aș fi acasă. Așa, a văzut deodată? Cât e viață sunt eu. Așa. Dar tatuca spune, nu, niciodată nu mai scălesc. Tatuca asta era cine? Loșu. Bunicul, tata... Tata Așa. Tata eu. Și deci, prin, vă punea să semnați cum că sunteți de acord să stați acolo pe viață? Da, și n-am fost. Au văzut și tatăl postul niciodată. De el spune, tu, ghet, zice, te ghet, bude și doxent. Adică i-a spus că tu aici vei, vei muri, aici, vei pieri, cum aș fi. Da, tatăl că zice, și dacă ai muri, zice, tot o vartă și mor, ori aici, ori acolo. De el zice, ghet, ăsta e simt, de el zice, nu, niciodată. Dacă eu mă tatăl că zice, dar vai rușcă, la condeiul și să îi scădească. Zice, condeiul ăsta și scrie, pijet veșnui, a ăsta și scrie vorbe. A, adică tot condeiul ăsta care scrie că... Pijet? Că viață? Că piviață, că aș rămâie aici și tot acest condeiul va scrie că voi voi libera de aici. Da. El așa a spus înainte de a pune scalitura. Da, da. Semnatura. Da. Și el s-a uitat la tatuca. Așa a făcut. Nu? Nu știu ce să zic. Da, da. Nu știu ce să zic. Și am trăit pe vreo 4 luni. Așa, venea tot în... Câteodată venea în tătă sala și ne număra psihicat dacă sunt eu. Sunt copii zăbruciuri. Da, da. Adică voi erați așa ca oameni închiși care erau ca oricare oameni închiși. Izolați. Era Taișet 1 și Taișet 2. Taișet 2 era în zonă. Zonă? Da. A, dar voi erați în când? În zonă. În zonă. Deci era liber, dar nu era liber. Nu aveau voie să iasă de la teritoriul ăla. Într-o parte sau în altă. Deci erau ca, deci cum ar fi în închisoare. Deci era judicat. Oameni oricare care erau judicat, deci erau impuse în numărul și erau judicați. Ei, ca și judicați erau că era judicat, dar noi... Fără dreptul, cum ar spune. Fără dreptul. Fără niciun motiv. Da. Fără niciun motiv să fie judicat, ok. Dar va punea la lucru acolo, cum? Nu, da, lucru, s-o fac o primăvară, până la primăvară, noi ne-am dus la cantor, am zis că vrem de foame, n-avem ce mânca și am zis că așa e de cantor, da, și voi sunteți așa că aveți venit aici. Dar noi ne-am dus două fete, ne-am dus da. Și ne iei lucru. Și el spune, idiuceata, a zis că-i zaltă, bă, deci mâine noi ne lăm la voi. Aha. Și-au venit, bibele au venit. Noi am fost parcă mergurile la teren și la cantor și venirile au venit la noi și-au făcut brigăți. Au pus câte 12 echipe. Adică câte 12 echipe? Adică 12 persoane în echipe, cum ar fi da, făcut? Da, da. De lucru? De lucru. Și ne-au scris și în sâmbătă a Paștelui. A doua zi, așa e pozilia și în sâmbătă a Paștelui era Paștelui. Sâmbăta, ne-am dus la lucru, când eu spus la lucru, în mașină și ne-au luat și am lucrat până la 2 de iară, numai, am dat la lucru 4 lucruri, o pildă, la șfază rod, făceam drumuri. Deci acolo cumva era undeva taieri, adică cum ar fi unii prelucrau lemnul, da? Și rugumatura, așa voi ocarați și lucrați așa, la lucruri de bărbat, cum ar fi. Da, 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 da. Și... O pus așa lirgiocă, butui de cu mezeșul și noi cu dracu, o pilcă. De aceea, că l-am făcem drum cu o pilcă, așa. Am înțeles. Era cu mreșnit, mreșnit. Era. Era, adică era, pământ cu era moale, era și moc, erau, moc. Era tare moale, plus și plaștinos. Da. Da, da. Și îi puneau rugumatură ca să poată să margă. Da, făcea de lirgiocă, așa, da. Și... Ne-au luat în mașină, pe fratele l-au luat departe și tatuca, fratele l-au luat la Ploiesc, acolo la Zăcrucioni.
băiatul ești invit. Avea fratele, era câți ani avea, numai 10 ani, că nu o luați, nu o luați. Și tot l-au pus acolo cum ar fi la celor închiri, la și coșia închiși. Da, la un băiat să plăie pe șeu și apa așa, fi băiatul era ușor la ales, la... Deci, atunci, scuzați. O muzie și un sclad mare și acum aveai fel de fel de chei și rumburi de la toate și ele. Împachetate, dar era și învățate, am un copil de învățat. Și a fi ei cu peseta, le via fel de un fel de parte, am unde să ai și ele. Adică fel de fel de piesă, din metal, da, acolo, da, da, șurubă și așa mai departe, da. Trebuia să lucrează, era nu, bărbat, băiață, da, da. Era în direcția da. Asta. Da. Și tatăl meu era plecat cu oamenii. Prima, și spune... ne-a dus la magazin. Mi-a dat bani, 500 de lei. Adică ruble. Ruble. Ruble, de fiecare. Și ne-am dus la mașină. Fiecare ne-a dus cu brigada lui. Cu echipa lui, cum ar fi, da. Mașina. Așa. La fiecare. Și am venit, ne-am bătrus, ne-am cumpărat și am bătrus în bătrânt. Era acolo adusă lumea, știe că și de oameni și ei. Și ne-am dus și de... fiecare brigadă, pe contrar și ne-am cumpărat și am venit la barac. Când am venit la barac, erau oameni care nu lucrau în grâns. Și deodată ei o să amă spunea că ești eu vin și lucrează și la casă de o mare, nu vreau și lucrează, știi, și nu s-o văd. Și noi, când am venit și am cumpărat noi, am împărțit atât și am cumpărat. Cu așa aibă și mânca așa și el. La tăta așa care erau cu voi împreună, care trăiau cu voi, da, așa. Da. Interesant lucru că ta, cum, deci voi ați cumpărat, ieșeai și voi, v-a dat bani, ați cumpărat producte de mâncare, de mâncare și v-ați împărțit cu cei care... La fel, la fel. Din ce cauze? Deci, l-am dat fi... mureau de foame. Deci, v-a fost milă de deja. Da, da. Și... am dat la tăți câți erau acolo și dat eu, tătăța m-a părțit și Iluț, totul de-a lui și tătuca de-a lui și de eu și-au luat, așa ne-am părțit. Adică Iluț aici era fratele vostru și tătuca ziceți pe tata vostru, da, da. Și pe urmă am lucrat în fiecare zi, așa, mult, o 4 luni, apoi venea și din numărat dacă suntem tăți. Dar pe urmă nu. O știu, zoi. Când n-aveți unii fugit da. Acolo. Și am lucrat, spun că și aia sala, am lucrat la splavă, la greu, la butuș, la greu. Dar era gâză, așa o vin de gâză. La lucru... Nu, deci, pe pădure, de pădure îți tăia lemne, deci da. La taiarii, practic iar... Vara ieșeau. Iar, iar... Vara ieșeau, în iunie. Când vine valonul cu lui Dămâns. Da, era timp și-a la fată tânăr și-a lucrat la lucru de bărbat, lucru da, greu. Da, dar cum? Da, unul după tot. La urmă. Și am lucrat așa 6 ani. Și bat 6 ani și 6 luni. Și într-o zi, de moartea lui Stalin, până la moartea lui Stalin, am fost o grațiere, dar noi n-am știut-o. Aha. Și de moartea lui Stalin, la 3 ani, la 3 ani de când da, mi-a adus acolo. A venit o grațiere și noi n-am știut-o. Și am lucrat, n-am lucrat. Și pe urmă, într-o zi, m-a privesc cu noi. Comandantul imediatiar, un beceal de camerite. Da, da. Șef de poliție. Da, jucul nostru se cheamă. Și vine, aș vine pe bol și în râd, așa, cărnetul în mână și vine și vine direct la mine, de eu eram la primul bun care se prindea un tuș de apă, că vineau butuși de apă. Aha, pe râul ăla care a spus voi, vineau butuși, aha. Vineau de la câteva kilometri, era frontalierea, așa stave în marginea apei. Așa. Și primăvara le da drumul. Tăia tocătau numai, cum mai face, pentru lemn.
ieșea în alt și pe mare, de mare. Ah, am înțeles, și acolo îl puneau. Primarul Ape de spunea grămadă da, de butuși. Și când avea și de drumul, nu mă tăia de jos de tupă. Și deasupra se ținea cu trosul de mal, ca și nu știe. Cu un fel de frânghii, zis da, așa, trosul. Se ținea de mal, aha. Da, da, trosul. Așa. Așa, tachișor, mai sutrică. A, un fel de frânghii așa, de tea. Da, te-am înțeles, da, frânghii cu ar fi de metal, nu știu cum ar fi pe cu... Da, da. Lucram, și el vine și zice, nu, ia că ce e răbota aia, cum merge și lucru. Lucru, da, da. Și eu zic, dar bine, cum merge bine. Da, și nu știu la el. De el spune, da, tata este, zic, tata, zic, n-a venit, pe la altul, că e mal. Lucrează, i-a spus, aha. Deci, nu la, se bine, zice, cum spune el, că îl găsește. Și i-a spus că zice, e voi știți, mă duc și la tata. Și zice așa, Traciuc, Traciuchiu, ce e bolne, zice. Adică, familia, numele de Traciuc, adică lor, da, da. Numele de familie, îi sunteți liberi, că-ți găsit. Atunci a dat drumul ăsta, Traciuc, la Traciuc, de acolo. Aha, deci, ascultă, deci, asta a fost grațierea care a dat-o Stalin, cum ar fi, da? Da, din da, moartea lui. După moartea, a, adică, a, după moartea lui a dat-o o, o grațiere, nu e? Ce-a și făcut omul, i-a dat drum. Așa. Și el a dat drumul, spune, n-a știut, a dat drumul, i-a dat drumul. Zăpărășiun de naștiu și nu a dat drumul. Deci i-a dat drumul și la dețânuțe care erau, la da. Tăță a fost dat drumul. Da. Și când mi-a zis că suntem liberi, zice, tata zice și vie la ora două la noi, la... Să întâlnească cu dânge. La comandatură și zice, noi informăm cu ei, că va dă drum. Așa. Și a tremur de frică, și a tremur de frică, băi, eu nu știu ce să fac. Da, dar era, nu mai legă jumătate la omul. Până la ora două eram în spine și am avut din spina, gata, vin și el la încheiat după lucru, nu e așa că am venit. Dar și unui jenan eu venit, tot așa, eu zeu. La un evreu. Am venit la drum să cernaș, femeia lui era aia. Și ședea tot în baracul cu noi, numai la doi la dispărțiți de doi. Spartură. Și vine ca, intrăm în barată și mamă că zice, măi, copiii așteptați, că zice, îmi dat de dată mântarea aia, zice, o mântare în mântarea. Dar și lui jandarmul și lui ei da drumul. Împreună cu voi. Tot atunci am zis, măi, și eu ieși la dânsul privat. La evreu, așa, l-am înțeles. Și-a spus, drumul, deci ești liber. Deci vine la ora de la ora cu mandatură, noi facem și cum spun, nu m-am intrat și a catat raia spre Vera, 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 și avea limbi, m-a dus, e tare bine, îmi facam cu dânsa. Dar abrum m-am intrat pe casă și eu spus că e liberă, știi? Și ea e pregătea mâncare, deși abrum nu știu că îmi dau mâncare, de el deși. Așa i-au pus la rindarme la viață, pierii, două luni, nu-l lăsa și ne luăm de aici, rindarme de eu. Așa s-au lăsat pe spate. Pe spate și stă, și m-a dezat, i-a dat sânge pe nas și pe mure, așa un proșcat, așa că un 2 metri de unde. Așa, așa tot era un sânge pe dat și-o mure rindarme de bucurie. Iar așa te-are o bucurie, o avut că s-a murit. O avut, așa o avut. Și noi și fete și mele și-au făcut acolo în viață, da. Și cum spun, și tatuca, când a venit și de ei drumul, tatuca zice, el a spus, zice, bine, a venit la noi la barată, și tatuca a venit la neagă și pe lucru, și Traciuc zice, te-ai bolne, zici, că nu ești liber. Liber, da. Dar el, zici, Dietrușca, zici,
Iartă-mă. Adică așa l-a socialut iertare de la tata vostru. De la ta. Maiorul ăștia la șeful. Da, șeful ăștia la fi poliție care era, el a socialut iertare. Care mi-a scălit. Așa, care v-a pus pe căsare în locul și v-a escalit, da. Așa. Da, el zice, da, ți-a spus că condeiul e ăsta. Ar fi ivorii ori nu. A fost prorocii lui moșului. Cu tata vostru, el ar fi dus încolo și ar fi adus acolo. Nu a fost că el, a spus că unii vor fi duși. Așa. Deci când vă vor lua pământul să nu plângeți și când veți și scoși din casele voastre să nu vă uitați înapoi. Dar nu a fost ăți. A fost bunicul cu familia lui. Restul care a fost pocăiți a rămas aici. O stat într-o parte, în vala de la adunare. Și interesant, de ce cauză familia voastră, omată, pe moșul vostru, adică tata ei și pe dânsa și pe fratele ei, au fost radicat și dus în Sibiria, rămâne o întrebare, cu semnul întrebării până în zonă, de ce familia lor, numele de familie, ales? Dumnezeu, așa, o hotărâre. Nu puteți. Mulți, majoritatea au rămas și familia lor a fost luată. Deci unii, dar era mai de multe sați stați prin de jos. Așa. Era din... Polșa era... Polonia. Da. Acolo, da, duși acolo împreună cu voi. Și vedeți, când am venit la gară, cum a fost. Când ați fost duși încolo. Da. Când mi-a dat drumul, mi-a liberat. Mi-a făcut documente, peste o lună noi am venit de Sibiria. Aha. Cum mi-a liberat. Am înțeles. Cum mi-a chemat și mi-a spus să fie liberi. Așa. Încă am lucrat o lună, că pe ei până eu roșitat, până așa. Apoi da, v-a achitat cu bani și așa. Și ne-am dus la gare. Mi-a dat spune despre fratele și la Petrea, care a fost 25 de ani, care a fost judicat, Palinovici. Palinovici, da. Așa. Palinovici din Poșa. Din Polonia, care a stat închis și bunicul îi dușea mâncare în zonă. Da, și tatuca... Noi ne-am întâlnit cu dânsul, nu știu cum. Cum ne-am prins cu dânsul, nu știu cum ne-am prins cu dânsul. De la noi din sat, un om era judicat 25 de ani. Signora. Da, signor, deci. Și ei lucra cu Palinovici. Lucrau împreună. Palinovici cu ăsta, om din sat, dar ăsta nu era pocăit. Ah. Era, au fost primar și m-au făcut și... Fui judicat 20 de ani, dar Palinovici pocăit. Și el, m-am dus în timpul și ăla la magazin și porumb, să trecea porumbul, tot așa, pe apă, tot așa, făcut mașina mele, porumb. Da, 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 porumb. Transport și apă. Așa. Și noi mergem dincul de apă, și nu am început. Asta acolo, pe râul Șala, acolo, în Sibiria, pe râul Șala la. Așa, și l-am întâlnit pe Palinovici. Deci acolo în Sibiria, îi ducea și pe oamenii care erau condamnați pentru anumite fapte și în loc să-i bage la pușcărie, îi duceau la muncă în Sibiria. Da. Dar acolo erau duși și oameni nevinovați, cum ar fi creștinii pocăiți, care nu făcuseră fapte rele, ceva ilegalități, dar îi duceau pur și simplu ca așa vreau. Am întâlnit, îl văd pe omul și-a la noi din sat, dar îi spun tatuță ei când au venit. Eu l-am văzut Simeon afară de tatuță, a zis, o, da, aș cum ce le știu, tatuță. Nici în inerzi și duci tatuță ca la căruța instrumentului, la jătăciuri, de ceva, de la oameni, de la brigade, încărcat căreșoară și ducea acolo în zonă instrumentului, sala. Și dimineața le lua. Și le ducea la brigadă. Și le zic, înșcați, zic, iați un om, e Simeon Atuare, e în coroc roșu, cu mâniștile așa iasă, nu știu, e la coroc, e de acasă, în coroc, dar nu l-a purtat și era corocul să frânge și mâna să vede goală, așa. Zic, și la Simeon Atuare, dar tot ca să duc în zonă, sunt întâlnit, și e plurul, clar. Palinovici și el. Și el a zis, Signor, mi-a spus, trimiteam, trimiteam, frate de acolo, deci, trimiteam, trimiteam,
Și m-a ridicat și l-a dus de la noi mai în patie, și nu l-a rămas, după de nu vei ceva mai facă. Și când ne libera și vinim acasă, noi, așa. Noi ne-am dus la gare, scoțim bilete. Dar noi, a murit o soră de mea, și cum a fost, nu știu, și vă spun cum a venit ei la noi, dar mă știa s-a trecut, dar nu a dat-o nimeni. Auziți, dacă e ta, puteți să spune un pic și faceați acolo, voi ca creștini, deci voi ca creștini care ați mers acolo, cu și vă rugați, citeați Biblia, cum era situația asta? Tatu că știa Biblia, de noi nu eram pocăiți, copiile. Aha, dar tata vostru știa Biblia. Tatu că știa de doar. Aha, da. Auziți, mai o întrebare care vă acum, cum el, tata vostru, deci el a fost sigur când a zis, condeiul ăsta care îi spune semnatura că ca și dau acordul și rămân aici pe viață, tot aceștia condeii va pune semnatura că pentru eliberare. Da. Deci el atunci el a fost sigur? A fost sigur că... Că el a avut încreditare la Dumnezeu. De tot dacă puteți să-mi spuneți un pic, dacă deci statul de acolo, poliția de acolo și jardanele, KGB-ul și aia care erau de acolo pe timpul cealaltă, dacă va persecuta sau nu. Deci, nu, pe tata știu, dar pe tata, nici pe tata vostru. Nu. Deci ei erau interesați ca și vădeii de lucru. Ei ne-a dat lucru și tu crede și în ei. Așa. Dar tata vostru, deci, a ținut credința. El a ținut credința. Acolo s-a întors în coașa, a rămas credincios. A murit din 91 de ani. 91. Din 90 de ani, 90. Fără luni. Aha, frumos ani. Da. Iată, deja aveți 91. Iată, ați trecut din 91 am. Am trecut 6. Două s-a venit cântează și vă dea mulți ani înainte. Da. Cum o... Deci, tata vostru a fost ca exemplu pentru voi, așa-i? Da. De credință, de urmat? Da. Noi copiii, și pe atunci copiii nu erau pentru aflați la noi bătrâni. Da. Credincioși. Da. E bine, nu era cum am avut. Da, am înțeles. Dar oricum, deci, faptul... Știți, spune, cum ați întors neta la Domnul? Cum ați crezut neta? Cum că am venit pe ei și de acolo din Sibirie, așa mă... El a luat și el legământul, sigur. A sigur ăsta... Omul eu. A bărbatul vostru. Da. Și am luat și eu și... Deci oricum, tata vostru a fost așa un caz că din cauza tatălui vostru voi v-ați pocăit sau din cauza cui? Nu, băi, pur și simplu că ați avut. Da, nu, da. Slava Domnului. Dar totuși mărturia tatălui care a rămas credincios în Siberia v-a încurajat, adică a fost totuși un exemplu pozitiv. Da. Slava Domnului. Și când eu dat drumul la Palinovi din închisoare, au ieșit un măs Palinovi și la... Au ieșit, s-au dus cu mașină la gare, ca să marg la șmii acasă. Și când s-a uită familia lui, a scăpat din închisoare și s-a întâlnit în gară. Cine a lucrat? Dumnezeu. În același timp, deci. Da, că nu, când i-a dat drumul din închisoare. Nu i-a dat drumul și în același timp și familia lui era eliberată de la... Da, de la, și s-a întâlnit în gară. De la lucrul greu de acolo. Da. Așa. Și noi când am venit acasă... După ce v-ați întors din Siberia, ăsta, Palinovic, ăsta, omul care... Credincios, a fost un prezbiter în Polonia, în Polon. I-a scris scrisoare bunicului. Zice, Trașuc,
Vasile, eu am ajuns, când am ieșit din închisoare, o dat drumul și familiei mele. Da. Și odată ne-am întâlnit și așa s-a dus în Polonia. Da, da. Și mai mult scrisori nu mai ajuns bunicul să le mai aibă de la dânsul. Am vrut să mai ieși, dar era vremea comuniștilor și nu mai scris mai mult bunicul de aici, la Polonia. Da. Și s-a pierdut legătura cu dâns. La noi? Da. Eram acolo și am avut o soră. Toamnă și-am dus-o la bolniță. Toamna. Tot iarna eu a fost slabă, dar n-am putut să ridic mâine, dar nu ești mergem pe soldat, soldatul din dușa. Așa. Și-a murit sărata și 12 martie a murit. Noi n-a știut. Și pe urmă a venit o scrisoare că de la bolniță că e moarte, dar nu Tkaciuk, dar Tkaciuk. Tkaciuk, știu, cunoscută familie. Da, și nu, nu, a zis așa familie lui. Și apoi, pe urmă, paicuța sora lucra la comandantul nostru. Și el avea dimers la familie în Tășir și zice, de-aia zice, mă duc și eu, dacă mă duc, eu am acolo o soră în boliță, zice, și voi, zice, și cu dânsa. Când s-au dus, zice, zice, ea e moartă. Și ea s-a pus pe tren și-a venit acasă și ne spune, și de aici ne-a dat comandatura, ne-a dat drumul, și văd soldat cu noi, ne-am dus și-am îngropat-o, am stat două zile, am fotografie. Dă-mă-l unul de acolo. Și am îngropat-o și a doua oră am scăpat trenul. Eram cintintirim. Vai, vai, am scăpat trenul și n-am venit. S-a mai dormit o noapte la bolniță. Și a doua oră când ieșim și venim acasă. Minim la gare. Cine e biserică la bolniță, nu povestea cum a murit, cum a murit, cum și a rupt să mănânci. Noi am lăsat bani în cantură și a trebuit și... Da, da, da. Și mergem și scotem bilete. Mamă că o plâns, o plâns în toate zilele. Și eu m-am dus și cumpăr și așa și de-am avut și mănânci când cald. Dar cum natul omului, surorii, amică, între pe ușă și ca să te faci victorie și pe eu zic, da tu și faci. Eu zic, stai că și sigur ești, dar unde e sigur? Zici, ne ai afară, da tu ești. Că n-ai ca pe și eu, bă. Și-o ajuns la gare fără un cuchit, o gătit bani pe drum și... Numai ghioașe de ouă și nici o farmatură de pâine în sută. Și s-au întâlnit cu noi acolo. Și-au venit cu noi acolo. Da, dar ne aveți bani? Noi aveam bani. Da, domnul așa a făcut ca să vă întâlniți acolo pentru că... S-au venit acolo strada. Ca și fiți o binecuvântare pentru dânsi. Da, și vezi, întâlnirea noastră e așa și Palinov și familia lui, tot așa e. Tot așa v-ați întâlnit la gara. Da. Și Palinoviș era tot credincios, era tot slujitor și Dumnezeu așa a făcut, că el s-a întâlnit la gară cu familia lui și așa mai departe. Deci tot Dumnezeu, în tot este Dumnezeu, vedem cum a lucrat și l-a auzit la plecare și la venire. Și familia voastră tot așa de asemenea, deci reala și a fost călăuzirea lui Dumnezeu și cum Dumnezeu cu mâna lui puternic v-a dus și v-a adus înapoi. Da. Și voi ați mers practic foarte asigurați, pentru că Domnul a fost cu voi. Da, că puneam pe geamunturi și ne rugam, măcar noi nu aveam legământ tatuca, ne puneam, dar nu era mai mult, numai noi pocăită, că era ihovidită. Nu era important să că erați puțini, dar da. Important că Dumnezeu era cu voi. Cu noi, da. Și apoi zice, nu mult, nu mult, zice, vedea cu ochii voștri, nu mult, zice, nu mult. Așa era din moartea lui Stalin și atunci.
când i-am dat drumul. Și când noi am venit acasă și scrisoarele la părinților ne-au venit. Familia s-a întâlnit acolo. Și noi ne-am întâlnit aici și tot așa e. Da. Deci scrisoarea de la Polonia, de la slujitorul, da. La voi, am la voi. Da. Pentru că părinomii s-a știa bine cu tata vostru. Da. Așa. Lucruri faine. Da. Slava Domnului. Da. Petre a fost acolo să împlinească. Pentru că Domnul a fost la cârma tuturor lucrurilor. La cârma, da. Măcar că e tot așa, da, lume. Da. Dumnezeu nu a lăsat. Da. Am zis de multe ori, dacă mai și Dumnezeu cu omul. Da. Ei v-au dus acolo la lucruri grele, la lucru greu. Da. La lucru greu, dar Dumnezeu a fost chiar și în greutăți cu voi? Da. Și vă aduc de acum. Când am auzit pe șavaria, să le-o dau ca tatăl, am dat. Am primăresc, am dat la fiecare ca să aibă și mă dăm bun. Mi-a lăsat și mai aibă și mă dăm bun. Slavă Domnului! Am avut de unii frate, ca unul frate Ivan. N-am trăit greu. Am lucrat. Dar spăteam bani, eram harnică, unde puneam mâna, lucrăram, eu eram pe un bon mare, am fotografie. Și eu, tiponul, eu nu lucram nici o fată. Partea feminină numai de ta erați, da? Era una, spina a doua. Aha. Și eram dimineața, greșesc. V-ați schimbat, pe schimbul erai... Dar era a doua pe lucru. Am înțeles. Una, singur nu lucra. Așa. Da. Deci acolo, dacă erai lucrator și lucrai bine, și câștigai bani buni. De fotografie. Aștia care erați acolo? Da. Ne vedeți lemnul cum vinea de acolo, de pe... Pe apă, da. Aici e bunul, pe aici e masuian, dar mi-am zis odată mergeam cu fugașul și am luat șorul ce sta de acolo. Așa, dar care sunteți aici? Aici. Tineri tăți. Ia, tineri din Bucovina duși la... Tăți aici erau, tăți aici tineri la care... La spavă, ești... la plici lemn. Deci tăți, da, voi luați lemnul de pe apă, da. Cu tocul și-l puneați pe mal. Era idiot, că... Da, eu mă înțeleg, da. Nu are și făcut, aha. Nu s-a văzut. Am înțeles, să văd aici și frânghiile astea, da, aici, da. Aici le-a dat bunul, și aici e, tot așa, e, de aici. Da, eu mă înțeles. Închideam apă, închideam ca și nu vii, eu îmi dau drumul numai cât îmi trebuia. Și când nu trebuia, nu-mi dau drumul. Aia, asta era în albert. Da, eu mă înțeles, asta era ușă, o poartă. Da, ca o ușă de poartă. Aveam acolo cu apă și cu vagonul, mă dau drumul. Așa. Aici tăți care sunt pe fotografie, sunt de aici, din zona Bucovinei, da? Da, din Cumpă, din Patrău. Tăți sunt din satele astea de la Bucovine, la noi. Da. Sunt cam vreo 23 de persoane, majoritatea tineri tăți. Deci tăți duse... Da. Da, mulți au fost, eu am auzit, eu am 29 de ani, dar și eu am auzit de mulți, de la Batrin, de la alți frați care au spus, mulți care au fost radicați, duși în Sibirea, la noi în sat, eu zic pe Vorochea, la vreo distanță de aici, la vreo 10 km, spunem așa, a fost dus o mamă și cu fetița de 3 ani nu mai avea. Ea acum e la noi în biserică, are, nu știu, bătrâna, nu cred că are vreo sub 80 de ani sau cât are, ea era mică când a fost dus atunci, ea. Și a fost trai. Eu nu țin minte care loc a fost dus, dar ea a fost dus, mai refer că au trecut prin greutăți, deci într-o fel ca foame, deci, n-avea ce mânca și... Da, ceva așa, din cauza credinței cumva. Poate, cred că aduc aminte eu, da. Era activ. Da, dar mulți au fost duși din cauza credinței, din cauza că erau... Și au fost dus acolo și la lucru greu băgat și așa mai departe, deci... Noi am zicat la lucru pe apă și scotem cu bătură multă, știți asta cu bătură? Cu bătură multă, da, știu. Și deși scoteai mai mult, deși mai... Erai mai mare razeal. Adică erai mai, te radica la un rang mai înalt, cum așa, bani mai mulți. Și bani mai mulți. Și tu erai apreciat, cred că, normal, pentru că ai lucrat bine. Da, și la noi, Ucraina de vest, aici și Bucovina, oameni lucratori. Normal că așa e treabă bună. Odată s-a făcut o zalon mare la podul meu. Așa, s-a strâns butuștea la apa mare
Și da, de atunci unde vine butușii, era așa o curbă de mare, da. Și când vine, vine lemnul așa, șapă vine la mine. Când era așa o curbă, o ghebă, da. Da, da, am înțeles. Și acolo șapă vine la mine, drept la mine vine. Și, dar din drumul trecea apă în coaie, băi, da. Și așa au făcut o jurealtă mare, cum s-a nevoia lor. Așa. Da, nu putem da drumul la băcuși. Vine dus la locul, nu putem vine, în acea deșiroată, în tărlocul, venit. Tăt, ce facem, ce facem? Și zice, nu știu ce-i făcut. Care s-a apucă de oameni, dar eu, de ce vă rog? Eu mă duc. Mai una cacea lui Rămășencu, o am mai ieșit parcă. Mă duc peste butuș, așa, de mal, de mal. Deci butuc, pe butuc, pe butuc, pe butuc, pe butuc, pe butuc. Mă sui, mă sui, mă sui, mă dă până acolo. Danielu, am zis așa, când ajung prin bunul eu, avem trupărere roșu. Că dacă și-a pasă în timpul trupărere roșu prin bun, prin bagor, avem bagorul din el la cam de 2 metri jumătate. Și de-ați așa ca un semn? Era bagorul și ăla era, știți cum așa, de prin flemul. Așa, aici cu ei să-l împingeai, dar acela era așa să-l împingeai. Și ei cu flucetul tău. Ajuns. Ca s-a ajuns. Da. Și pentru că eu am ajuns, și-am dat drumul la Bătuși, m-a pus pe la gradul 5. Adică v-a ridicat mai înalt, da. V-a un rang mai înalt pentru că... Pentru, da. Și eu scoteam așa, mai mult scoteam bani eu decât atunci pe mală și decât așa la Bătuși. Da, el scotea 4-5.000 de rubri, 5.000 de jumătate. De pietru scoteam pe 2 luni. Astea erau bani mulți, da. În timpul cealaltă, erau bani mari. Da, și așa și zic, ce eu am lucrat, n-am știut că bani. Am venit acasă cu bani, mi-am făcut casuță, bani de orăba și mi-am bani. Deci, într-un fel, Dumnezeu v-a folosit Sibiria asta? Ca un fel de binecuvântare, deci v-a fost un lucru greu. Da. Acolo ați adus și credința lui tata vostru și Dumnezeu v-a purtat de grijă și v-a dat și o binecuvântare. Ați venit cu bani acasă și ați putut face o casuță și trăiți. Dar nu mi-a teamă, nu mi-a pasat de viața mea. Dacă nu mi-a pasat de viața mea, dacă nu mi-a pasat, nu mi-a pasat. Am mers înainte. Slava Domnului. Și așa Domnul a fost cu noi. Și-a mai ajuns și așa la adiește. Slava Domnului! Domnul-i mare! Da. Domnul-i mare! Da, am zis de multe ori că întâlnirea cu Palinovici, noi cum ne-am întâlnit în gare, tot Dumnezeu a lucrat ei și vinița altă zi, nu ne găsea. Nu ne găsea, dar Dumnezeu așa a făcut că a scapat trienul, dar și a venit în altă zi. Da. Dumnezeu așa a făcut. Spune în Biblie că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe el. Da, da. Deci toate lucrurile lucrează spre binele Domnului și copilul care îl iubesc pe Dumnezeu. Da, da. Am zis de mulți voi, Domnul a fost cu noi. Nu ne-am îndecat nimeni. Nu slava Domnului! Slava Domnului! A venit tot să Domnul e mare! Da. Slava Domnului! Deci ne da putea spune un cuvânt așa din tot ceea ce am povestit și spuneți așa un cuvânt, câteva cuvinte, așa o încurajare sau... În câteva cuvinte spuneți așa, ceva care să rămână pentru cineva de bine, ceva care să-l ajute să meargă prin credință, să meargă să slujească pe Domnul în toată inima. De la români, de la școală. Pe timpul românilor când ați învățat. Când am învățat copilul din casa tine. Unde soarele rasare, unde floarea crește mare, unde apa izvorește, unde germele trăiește. În tot locul Dumnezeu, Tatăl tuturor și al meu, și de s-ar întâmpla vreodată să rămân orfan de tată sau de mamă, Dumnezeu îmi va fi sprijinul meu. Abonează-te chiar acum!